evoluția va fi alternantă, în sensul că în partea a doua a săptămânii, zilele în care vremea va fi chiar răcoroasă și spre rece, vor alterna cu zilele în care vremea va fi caldă. Pe ansamblu, până duminică inclusiv, valorile maxime de temperatură se vor încadra între 15 și 20-21, poate 22 de grade, iar minimele de temperatură vor fi cuprinse de la 1 până la 7-8 grade. Ultima parte a lunii octombrie, după toate calculele făcute de centrele internaționale de prognoză, arată o pătrundere a aerului cald dinspre sud-vest, adică dinspre nordul Africii și dinspre Mediterană, care va încălzi cea mai mare parte a Europei, iar diferențele de temperatură față de valorile normale, valorile normale sunt mediile multianuale, deci vor fi de 10, poate chiar 15 grade față de normal. Deci un val de căldură la finalul lunii octombrie. Din această noapte, vântul se va intensifica treptat în toate regiunile, cu viteze, în general, de 55 la 70 de km pe oră, mai mari în sudul extrem al țării. De asemenea, în această perioadă, la munte, îndeosebi, la peste 1500 de metri altitudine, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare, iar vântul va avea intensificări cu viteze, în general, de 70 la 80 de km pe oră, viscolind temporar zăpada și reducând vizibilitatea. La peste 1800 de metri vor fi rafale de peste 90 de km pe oră, iar ninsoarea va fi puternic viscolită.